G2A, jocuri ieftine. Trept, bă, Carlos, ce crezi că facem, Acilis? A ieșit în armată, mâinile sus, pași înainte, capul în față, mergi. Stâng, drept, stâng, drept, marș. Marș, așa se zice în armată. Sari din avion fără parașută, pentru că Dumnezeu cu mila. Băi, unde te-ai dus, mă? Așa, ai ajuns la pușcărie, sergent, caporal, soldat. Vino încoace, apucă-te de mâna mea. Oh my god. Cazi în apă, cazi în apă, nu mai există speranță pentru tine. Și salutare, pincări și pincărițe, bine ați revenit la un nou Minan episod. Te prind, Carlos, te prind, te-am scăpat. Asta, Human Fall Flat cu Carlos, în care jucăm o super șmecher, ultra mega hard ca lumea, în care suntem în armată și trebuie să mergem pe sub chestiile astea de metal. Soldat, ce crezi că faci? De ce distrugi simularea sistemul? Bă, wait, stai, trebuia să facem ceva cu butonul ăsta, mă? Avem o piatră aici și așa și o chestie apasă roșie. Apasă pe buton. Păi nu știu că trag de el, se întâmplă ceva. Sărpil. Da, stai că... Păi și dacă nu suficient de greu, mă? A, ia chiatra, așa dai cu chiatra în el, uite. Măi, crezi că... Uai, nu, stai că e un... Bă, Carlos, ia antenă, e un drum pe Acilia blocat de pietre, bă. Eh. A, mă, cât adita mai chetroiu, dă-te că îl duc, uite, Acilia și apoi cred că mai e încă unul în față foarte mare din câte pot să văd. Cât de jos te poți lăsa? A, uite-l pe ăsta, bă, fără să ia piatra. Uite ceva pe aici. Ui, e ceva acolo și ceva aici. Sunt atât de confuz, Carlos. Nu știu unde e începutul la harta asta. Ui, am ajuns aici și îmi zice saving. Wait, tu unde te-ai dus, mă, că iar a scris saving, hello? Nu știu să la... Stai că vine expertul în jocul ăsta. Imediat ce o să pot să merg cu viteză. Uite, unde m-a spawnat? Unde te-a spawnat? Nu știu, unde m-ai spawnat tu? Băi, unde te-am spawnat eu? Oh my god, am fost schemuit, dude! Ah, trebuie să sari pe chestiile astea repede ca să ajungi acolo, bă. Hai, mă, ridică-te mai repede, firar să fie. Ok, fii antenă, da? Așa. Gameplay? La mine nu mai respawnează. Nu, vezi că trebuie să te duci undeva acolo în colț și gata. Nice, fii antenă. Cu dreapta, pentru că... Ce-mi place, stau în apă! Carlos, n-ai văzut absolut nimic, știi? Da. Oh my god. Fugi, Carlos, fugi! Yeah. Oh my god, nu pot să cred că chiar ai trecut de partea aia. Bun. Jap. Yeah. Aici am rămas. Bă, ridică-te sus, ce faci? Vrei să te ajut eu, mă? Hai că te ajut eu, Carlos. Dă încoace capul, dă căpățâna aia mare a ta încoace. Te-am luat. Dă drumul la mână. Da, am dat. Ridică o mână în sus, ridică cealaltă mână. A, te scap, Carlos, ești greu. Apucă-te de... Așa, Jesus, mamă, greu mai ești. Ok, bun, data asta o să fiu mai atent și nu o să sar atât de devreme, fii antena. Și acum, ăsta este gameplay. Dar fii atent, că știu să fac schema aia și ajung. Bă, nu încerca, că trebuie să mergi o grămadă după. Bă, apucă-te de aia. My god. Din fericire pentru tine... Gameplayerul de mine, Carlos, a ajuns acolo și ți-a dat checkpoint. Mi-a dat achievement. Ce achievement ți-a dat, bă, ție, că tu n-ai făcut absolut nimic. Că ce, că ai învățat să... Nu! De ce, Dumnezeule mare, n-am putut să mă prind acolo și practic... Bă, nu știu dacă am făcut bine că am venit aici, adică sunt mai multe locuri în care te poți duce deodată, știi? Și am ce... ajuns! Hai să ia... Mamă, am luat una ca. Ce luam, mă? Mamă, ce tot mai pușca ai. Stai că vin eu. Bă, stai că e cu pericol. Bă, pleacă Dacilea că cad. Cum trag? Nu cred că poți să tragi, dude. Cred că sunt de formă, la fel ca plânsul, știi? Ok, stai, Acilia, sunt niște chestii pe care pute... Oh! E pentru antrenament, Carlos. Wow! Hai să-i dăm l-asta cu pușca în cap. Mamă, am apăsat pe un buton. Frate, e ca scarul de pe fork knife, dude. Fii atent, e scarul de pe fork knife. Ce? Așa. Wait,
Geniu meu malefic. Trebuie să punem niște găle acolo. Uite. Păi da, băi, păi punem scarurile astea de pe fork knife pe butoane. Știi? Sau orice altceva, literalmente. Ceva care să fie suficient de greu. Păi stai, mă, că eu văd trei butoane acelea care pot fi apăsate. Unde e ultimul? Că sunt patru la ușă. Mamă, ce grea e arma asta. Bă, Carlos, trage-mă de picioare. Crezi că sunt toate pe gratis? Păi, ce? Toate butoane, arme? Păi normal că sunt, mă, pe gratis. Cum noi. Adică? Uite, de exemplu, aici uite, unul e sus. Bă, ce? Bă, de ce? E incredibil. Uite-l, mă, e fix acelea. Bă, da, wait, oare cum, mă? Știu eu cum se face, mă. Știi tu, mă? Te uiți. Ia, mă, șmechere. Păi, bă, și dacă eu mă urc acolo înaintea ta, cum facem că... Aha, și acum ce faci, mă? Ia zi. Pentru că tu nu știi să faci chestia asta ultra mega... E, nu știu, tu crezi că n-am învățat? Ia, mă, șmechere, ia. Ia, fiate. Gameplay. Oh, fuck! Ah! Carlos, ajutor, a căzut ceva pe mine, gata, easy dă-te gameplay. Dă-te, mă, sară, că știu schema. Auzi, mă, noi suntem fraieri, că noi trebuia să dăm drumul la cartoanele alea cu oameni peste butoane. Mamă, ce schema. Să nu îndrăznești să iei de pe buton. Ah, ești fix aici, ok. Ok, și acelea ce e, mă? Uite, mașinuță! Mașinița! Mașinița, ia mașinița, Carlos, ia uite și de ta mai tractorielul ai. Bă, ce poți să faci acum? Bă, ai grijă cu sticla aia, că pare cam șubredă. Ce Dumnezeu e acelea, mă? A, uite, mă, edita mai... Cred că trebuie să spargem acelea, bă, Carlos. Ia uzi! A făcut sunet de la de scârțit, de da. Sticlă, ok. Da. Păi, Carlos... Sparge. Bă, trebuie să... Bă, Carlos, ajută-mă, trage și tu deoparte. Hai. Trebuie să... Trag. Trebuie să luăm astea, pentru că ai văzut ce e sus, edita mai Nicovala. Cade, dă-te, bă, căcă... Ah! Carlos s-a dus jos. Unde ești, bă? În void. Oh my god, pe bune? Da. Băi, stai. Băi, noi acum oare... Băi, acum ce trebuie să facem aici? Că am spart sticla. Astea se... Da, ah, astea se împing, cred. Dar ce facem cu ele? Am venit aici degeaba? Am fost cumva schemuiți? Nu, am văzut ceva oare... aici, uite. Ah. Nu e, mă, nimic acolo, mai păcălit. Luăm astea. Stai așa să mă plimb cu ea. Stai așa. Vrei să te plimb eu pe tine? Ești greu, mă, sar din ea. Hai că eu sar și tu ești mult prea... Nu pot, e mult... Oh my god, iau alta firară să fie. Ajută-mă să o tragem în vid, să vedem dacă se întâmplă ceva. Deci... acum nu mai merge. Mamă, ce grea e. Auzi, mă... Oare Nicovala trebuia să o luăm de acolo, gen să o dăm jos? Nu cred. Și am aruncat-o în vid și acum ea s-a respawnat. Poate ne trebuie Nicovala la ceva. Ah, uite, bă, e un buton acilea. Ok. Cred că cu aia trebuia să dai în mod normal alea, gen bărcile de acolo, numai că noi suntem imbecili și le-am dat cu mâna. Ok. Bă, atunci hai cu mine, Carlos, ajută-mă să duc Nicovala asta într-un loc unde să o vindem la suprapreț. Pe OLX cu ea, Carlos, hai da. Kilometri reale adusă din Germania. Foarte puțin folosită de un bătrânel până la piață și înapoi, Carlos. Așa e Nicovala asta, ok? Da. Ok, păi și acum, bă, poate trebuie să o ducem aici, gen... Până jos! Normal! Cum de nu m-am gândit încă la chestia asta? O băgăm, sunt un geniu. O băgăm în fotoliu și dăm drumul. Cu ce? Cu barca? Stai, mă! Cu fotoliu, cu uite. Fotoliu? Nu merge, bă, cu fotoliu. M-ai lăsat singur cu asta, bă, și nu pot să o car, că e grea. Merge. Uite, vină cu asta, o bagi. Păi cum să bag, mă, Nicovala? Bă, e grea Nicovala. Nu pot să o ridic. Și eu trag. Nu pot să o ridic, că e grea. Ridic-o din partea aia. Bă, dar tu realizezi că o să cad... Bă, o să dăm asta în vid. I swear to God că o dăm în vid. Stai așa, mă, că îmi dau eu seama imediat ce trebuie să facem acelea. Stai. Că e aici ceva. E ca un fel de pod. Vino cu așa, apucă asta. Ce? Doamne, asta. Alunec, what the fuck?
Bă, nu da, bă, nu da drumul la Nicoval acolo, bă, că o pierdem. Bă, o pierdem, fii antenă. Astea pică prin apă, nu alunecă. Uite, vezi, pică prin apă. Am aruncat ceva și ai văzut. Deci dăm... Trebuie să aducem acolo Nicovala cu asta și îi dăm drumul pe mochetă tare. Păi, dar nu că mocheta cade în apă și pică sub apă, tu! Hai, bă, nu, du... Bă, deci jur că nu mai car Nicovala. Nu mai car Nicovala e atâta. Du-te și ia aruncă-te, mă, în apă, vezi ce se întâmplă. Ia vezi ce se întâmplă. Uite, vezi, așa, exact așa o se întâmple și cu Nicovala noastră. Bă, da, tu ai observat că acolo și-a sus... E ceva sus, mă, e o linie de-aia de te poți așa. Să... Uite pește orice, uite pe... Eu pot să ajung acolo. Fii atent. Ia, mă. S-aude ceva. Păi, dar chiar că chiar ne putem urca pe aici. Stai, bă, că fac eu acilișa cu geniul meu malefic. Nu, lasă-mă pe mine! Păi, dar tu nu știi să te bălângă, dăm drumul la picior? Fii atent ce fac, dă-te la o parte. Că nu vrei să te riști. Să miroși piciorul. Ce faci, mă? Și acum ce? Mă bălâng. Gameplay. Te bălângăni? Vrei să zici că ai învățat să te bălângăni? Mm-hmm. Băi, pe bune? Da. Ar fi un început, că m-am săturat să mă chinui singur acilișa să mă tot urc de unul singur de fiecare dată. De ce nu s-a prins cu mâna de balustradă? Hello? Nu-mi spune... Oh my god! Mi-a dat drumul din greșeală! Aha, din greșeală. Pe bune că trebuie să mă duc tocmai în partea aia. Ce Dumnezeule mare sunt sunetele alea? Măcar de ai reușit să ajungi! Ajung, fii atent! Oh my god, yes, dude, sunt sus! Oh my god! Într-una din zi... Uh-oh. Ok, nu sunt destul de sigur că aici trebuie să fiu, dar sunt destul de sigur că trebuie să fiu pe cealaltă parte. Deci hai să merg, uite, așa, ușor, ok. Am apucat cu mâna fix de colț de sus, de unde pot să ajung și mi-a alunecat mâna și a dat drumul. Ok, mama, am trecut de partea asta. Bă, Carlos, văd ceva în față. Văd o mașiniță. De-aia șmecheră și drăguță, cum ai văzut tu mai încolo, mai înainte, dar nu știu ce să fac cu ea. Să iau mașinița, Carlos? E pe niște butoaie. Oh, wow! Ok, Dumnezeu cu mila. No! Oh, fuck! What the fuck? Ok. Gata, okay. Am ajuns. Ai ajuns, mă? Uite-mă pe pod. Carlos, am găsit dita mai avionul! I-a dat saving, deci nu pot să cred. M-am chinuit să ajung până aici și Carlos a primit saving. Bă, ca el uite să vină aici, mamă, cu mine. Ia uite un tank cu un stingător și cu multe lucruri. Ce? Zic că pot să conduc avionul de... Cum se deschide prostia asta, firar să fie? Băi, am găsit cel mai șmecher avion existent pe planeta Pământ. Și nu pot să deschid... Ce poți să miști tankul singur? Nu poți să deschid asta. Mă, tu unde ești, mă, de ai găsit un tank? Da. Tank. Uai, tu ești acolo? S-a dat știe saving. Ce? Uai, acolo ești? Eu m-am chinuit să fac toată chestia asta ca tu să sari dincolo de unde am fost eu? Ce logică are asta? Nu-mi spune că ți-a dat saving acolo. Dude. Ba, da. Cum să-ți dea acolo? Gata, sunt în tank. Uai, ce parșiv! M-a lăsat pe mine să mă duc să facă fraierul harta și apoi el dintr-o dată se duce în altă harta, parte. Și aici e un tank. Și ce, mă, dacă e tank? Ce, a? Ți se pare că... Oh, Doamne, oh, Jesus, te rog, nu cădea. Come on, dude, prinde-te cu... Ok, sunt destul de sigur că e imposibil să fac chestia asta, cumva. Wait, te-a dat aici acum? Uite, tu erai acolo și jos unde era chestia verde. De ce nu mă pot agăța? Ce, Dumnezeule? Așa. Uite cum nu se apucă cu mâinile de asta. Hello? Uite. Ah, nu, ăla e unde ne-am spunat. Ok, și cum? Chinui degeaba. Dar tu cum? Ia, mă, șmecher, ia, apucă-te tu, mă, de... Aha. Nu ajungi până la aia. Nu, mă refer că te-ai chinui degeaba să ajungi până aici. Când puteai să o iei ca mine.
Pe bune că... Oh my god, de ce nu mă pot prinde de... I am actually so done! S-ai luat, țac! Da, hai, tu n-ai făcut... Hai, dă-mi nu poți să urci. Dă-mi aia. Nici nu mă gândesc, nu. Dă-mi baston! Nu-ți dau niciun... Ia uite bastonul, uite-l unde e. Stai mă, fraiere, cu băie, se spunează înapoi sus, mă, că l-am aruncat. Oricum, mă, ce mama la masă. Uite! Tu mai mănânci în 2020, mă? Nu, mă! What? Tu nu stai mor de foame ca restul oamenilor? Ce? Dude, eu n-am mai mâncat de o săptămână și sunt ok. Dă-te așa, Carlos, că fac... Bă, de ce l-am strâmb luat, mă? Bă, ai picat cu tot cu el. Stai așa, mă, că îl iau eu cum trebuie acum. Bă, nu l-am luat. Bă, întoarce-te, firar, să fie de baston cu autism, ce ești. Bă, eu mai bine mă duc să traversez iar pe acolo. Păi, nu știu cum ai luat-o tu, bă, dar cumva ai trișat, sunt destul de sigur. Ok, l-am luat bine, fii antenă, dacă săritura asta nu reușește, nicio altă săritură nu o să reușească. Hai că ajung și îți dau save. Yes, Dumnezeu! Că... Ia uite-mă pe pod cum vin. Trișorule! What? Ok, dude. Ok, dude. Nu mi-am dat seama că puteam să fac chestia asta, dar da. Eu încă am ajuns primul, Carlos. Yes, ce crezi de performanța mea? Ți-a dat save aici pentru că ai trișat, numai că eu am muncit din greu ca să ajung până aici, Carlos. Vezi că trebuie să bagi sifonul ăsta acolo înăuntru, cred. Nu, bă, ăla e stingător de foc, bă, și singurul lucru pe care îl vrem acum este să nu... Bă, nu încap în ăsta. Bă, mi-am luat țeacă, mă. Păi, dar nu trebuie să intri. E țeapă, nu pot să... Uite așa. Oh, Doamne. Vino pe aici, aici trebuie să faci un parcours. What the fuck, e acolo așa, dude? Hello? Hello? It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over... Dă-te, Carlos! Capul la cutie e! Capul la cutie! Ah! Am fost chemuit! Capul meu a fost mult prea mare pentru a... Ok, fii antenă! Am fost aici și a super, super inspirat. Oh, no! Ok, Bă, da, tancul n-avea 3 roți pe fiecare parte? What? Bă, tancul are șenile, bă! Oh my god, nu, te rog! Șenile? Da, băi, acum adică... Andă, eu... și tu și eu. Oh my god, uite, deci nici nu știi cât de aiurea îți face microfonul când faci... Încetează, firar, să fi... Oh my god, dude. A început să țipe sormea la mine. Fuc! Era cât pe ce să cad păi, la cutie. Păi, bă, păi când îți zice soră ta să taci, că am trebuit să taci, bă. Crede-mă, am și o soră și ea nu-mi zicea să tac de multe ori. Dacă nu-mi zicea, eram ceva gen, da, să trăiți. Mă mănâncă nasul. Bă, deci harta asta este incredibilă și practic eu îmi bag pișoarnic. Eu nu pot să trec de tancul ăsta, stupchid. Ce ca că zătia știe asta? Bă, Carlos, gata, deci nu, m-am supărat de două. Să ne jucăm World of Tanks, să ne răzbunăm pe alții care folosesc tancuri, că eu m-am săturat. Deci nu se poate. Hai să punem acilișa tank care să stea în fucking acid nitrotroluent. Nu! Oh my god! Wait, ce se presupune că fac cu asta, dude? Oh, fuck! Ce, bă, ce râzi? Ce, crezi că eu nu știu să... Bă, pe bune acum. Wait, what? Wait, de... Nu mai râde, mă. Ah, fuck. Ah, fuck. Ah, fuck. Oh, my God, no. Oh, my God, no. Stai, bă, că am o idee, bă. Bă, da... Gameplay... Am crezut că asta se bălângăne, nu, am fost... Oh, fuck! Cred că tocmai am stricat ceva, dude. Oh my god, I'm actually so done. Tancu... S-a oprit tancu! Gameplayeri adevărați, dude. Tank! Și prin gameplayeri vreau să zic gameplayer, numai eu... Oh my god, ce rău să... Yeah! Tu shut up! Tu shut up, dude!
Eu am făcut cel mai mare parcurs existent pe planeta România, iar tu ai stat acolo și ai trișat. Cum să pici, bă, de pe țeava? Eu vă sunt Dumnezeu. Ok, ok, fii antenă. Planul meu malefic va funcționa imediat ce-mi dau seama. Dă-te, bă, Carlos, de acolo. De ce tot alunec în dreapta, dude? Am fost chemuit! Deci jur că am fost chemuit, dude. Deci... ok, ok. Am fost chemuit. Nu știi să te joci. Tu nu știi să te... Gameplay? Da, mă, cine nu știe să se joace? Eu? Tu ai băie. Nu este eu. Eu acela care zici tu că este eu. Fii atent. Ok, ok, ok. Plan nou, fii antenă. Ok, și acum, fii antenă, mă urc acirișa cu corpul și... Ok, dude. Ok, așa vrei să fii, a? Vrei să fii spastic? Bă, tu nici tu, jocul ăsta... S-a scuturat și m-a aruncat, harta asta e plină de buguri. Deci, bă, Carlos, deci a început să se scuture lemnul și m-a scuipat afară de acolo. Explică-mi care e logica, bă. Deci dacă nu o să iau un butoi de ăsta de acilea și o să... Ok, astea nu pot fi mișcate, dar ai înțeles tu ideea. Da. Oh my god. Ba, încerc o singură dată, e ultim... Și o să ne revedem pe data viitoare, oameni buni. Pa, pa!